Minor filmat în ipostaze șocante chiar de către părinți, copilul de șase ani a fost filmat la o petrecere, în timp ce trage dintr-o țigară și dansează pe ritmul de manele, încurajat de cel care pare a fi tatăl său. Bărbatul îl lasă să fumeze, ba mai mult îl trage de pe scaun și îl pune să danseze pe ritmuri de manele. Polițiștii s-au sesizat în urma imaginilor și au deschis un dosar penal în acest caz. Evenimentul s-a petrecut la o petrecere unde, potrivit polițiștilor, erau încălcate normele privind combaterea și limitarea răspândirii COVID-19. Se fac cercetări și din această cauză. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în spațiul public au apărut imagini cu un minor care fumează în timp ce participă la o petrecere cu mai multe persoane, care nu respectă normele de protecție sanitară. În cauză, polițiștii s-au autosesizat și au întocmit un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorilor, la finalizarea cărora dosarul penal va fi înaintat unității de parchet competente cu propunerii corespunzătoare, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj Cosmin Grădinaru. De asemenea, sunt efectuate verificări și cu privire la modul de organizare a petrecerii respective, urmând a fi dispuse măsuri conform legii privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.